am promis că din florile pe care le-am primit zilele trecute de la prietenul nostru de la Jumbo Flowers din București, am să fac ceva care se numește design floral cu produse 100% românești. Atât florile, cât și ce intră în compoziție. Ei, înainte să mă apuc de treabă, vreau să răspund întrebărilor pe care le-am primit și vă mulțumesc pentru întrebările pe care le-am primit de la voi. Am aici pregătit de colegii mei. Așa, am primit de la Gabriela Păun, te pup Gabriela, ce este de făcut atunci când ai o cantitate mare de flori și îți vin 1000 de trandafiri și trebuie să-i pregătești pe toți și ce faci? Îi tai pe fiecare individual cu cuțitul? Ei, la un moment dat, ceea ce vreau să vă spun, când lucrați cu cuțitul, pentru că acum știu că sunteți obișnuiți cu foarfeca, dar în momentul în care lucrați cu cuțitul, veți vedea că este atât de la îndemână să faceți orice cu cuțitul și nu veți mai simți diferit față de foarfecă. Este ca și atunci când tăiați cu foarfeca. Trandafirii, cum spuneam în celălalt live, au tije semilemnoase, chiar lemnoase de fapt. Asta înseamnă că putem să le tăiem cu foarfeca în cazul în care avem foarfeca aceea care v-am arătat-o în episodul cu ustensilele. Și atunci când folosim, deci când îi hidratăm, când îi condiționăm, îi desfacem frumos de pe, din ambalaj, curățăm frunzele în așa fel încât în momentul în care sunt introduși în găleata cu apă, să nu fie niciun fel de frunză care să ajungă în apă și putem să îi tăiem, cum ziceam, îi tăiem la 45 de grade, după care îi secționăm frumos cu transversal, da? Pe tijă. Ei, în momentul în care avem foarte, foarte multe flori, cel puțin florile erbacee, care se pot tăia foarte frumos mai multe deodată, pentru că avem un mănunchi de flori, care de obicei este destul de îngust la florile cu tije erbacee, putem liniștit să tăiem mai multe flori deodată. Cum spuneam, în momentul în care veți folosi foarte mult cuțitul, va deveni ca și foarfeca. Și exact cum tăieți cu foarfeca, aveți reușit să tăiați și cu cuțitul. Bineînțeles, acum 10 tije de trandafiri odată cu cuțitul nu va fi foarte ușor. Dar trandafirii se pot tăia cu foarfeca, liniștit, doar că în momentul în care îl puneți în aranjamente, va veni încă o nouă tăietură. O să vedeți și la mine. Da? Astăzi am condiționat anterior trandafirii, dar în momentul în care îi pun în ecurbete, în designul floral, bineînțeles că le mai fac o nouă tăietură. Odată ajustez înălțimea și a doua, faptul că fac o tăietură proaspătă, adică îi dau din nou șansa trandafirului să se hidrateze. Un alt tip pe care vi-l dau și vi-l recomand, în momentul în care curățați frunzele de pe tijă, nu curățați toate frunzele. Frunzele acelea au menirea să transporte apa de jos de la baza tijei până sus la floare. Deci în momentul în care condiționați, nu condiționați să îndepărtați chiar toate frunzele. Bun, cum ziceam, astăzi am pregătit un design. Am gândit ceva în așa fel încât să folosesc doar produse din România. Și am aici două vase foarte frumoase pe care le-am cumpărat de la un târg de vechituri. Recomand pentru astfel de ocazii, când aveți ocazia, târguri de vechituri, magazine de antichități, târguri de antichități, folosiți-le, mergeți, vedeți ce comod găsiți acolo, pentru că de multe ori găsim foarte multe lucruri interesante și speciale pe care le folosim în cazuri speciale doar ca și accent. Bineînțeles că nu o să găsim 10 vase de același fel, asta înseamnă că la o nuntă nu o să putem să folosim aceste vase decât ca și accent sau cu alte ocazii. Bun, pe lângă vasele de sticlă, ce am în compoziția acestui design sunt aceste coarne de bebec, care clar sunt producție 100% românească, fără doar și poate. Le-am primit de la colega noastră din Asociația Freșilor Români, Bogdana Biciușcă, deci este acolo din Moldova. Mai departe sunt crenguțele de măr cu licheni, astea sunt de aici, de la noi, din livadă, de la Cluj. Și florile pe care v-am spus, le-am primit de la colegii noștri din București, eu îi salut pe cei de la Jumbo Flowers. Și haideți
vorbăria multă, dar hai să facem și treabă. Și ce mai am, pe lângă florile pe care le vedeți, ieri am fost la una dintre serele de trandafiri din Cluj și am vrut să văd exact ce flori românești găsim în România, dacă putem să facem aranjamente interesante cu ceea ce găsim în țară. Și o voi dovedi astăzi că da, se poate cu ceea ce găsim în țară să facem aranjamente frumoase. Am cumpărat trandafirii ăștia de culoare somon. Sunt puțin parfumați, dar sunt destul de rezistenți, este destul de zdravă și sănătos capul trandafirului. Tija nu este foarte lungă, dar pentru ceea ce am eu nevoie aici, este mai mult decât suficient. La fel, celosia, hidrangea. Am promis să vorbesc despre hidrangea și hidratarea hidrangeei separat, pentru că este o poveste puțin mai lungă acolo și putem să facem câteva giumbușlucuri așa cu hidrangea în așa fel încât să reziste. Dar specia asta de hidrangea este crescută în grădină și este absolut uscată. Nu se vede diferența, am ales-o datorită culorii, pentru că vreau să găsesc o cromatică foarte armonioasă cu aceste palme de berbec. Pe lângă palmele de berbec, pentru a imita această mișcare a palmelor de berbec spiralată, am luat bergras uscat, l-am uscat, după care l-am înfășurat cu sârmă și am început să îl modelez. Ei, asta am făcut, am dat găuri în palmele de berbec, am pus frumos un pic de silicon pe capătul tigelor de bergras, după care am început să formez această mișcare, care este o mișcare foarte fluidă și această structură, de fapt, va scoate în evidență florile. Ține minte, ca și designer florist, datoria noastră este să creăm structuri super interesante cu materiale cât mai inedite, dar care să fie ca și un fel de scenă de teatru pentru florile pe care noi le avem. Deci, rolul principal într-un design floral nu este structura, ci este floarea. Structura doar ajută să ridice la o înălțime foarte mare, în sensul în care să atragă atenția privitorului pe floricele. Bun, acum, o să continui cu florile. Foarte atenți când folosim cuvetele să fie umplute inițial, după care punem florile, nu le umplem prima dată, nu punem florile după care umplem cuvetele cu piseta, da? Țineți minte, am vorbit despre piseta data trecută, așa, helipisul, care știți că este folosită, poate nu l-am mai folosit helipisul, dacă stau foarte bine să mă gândesc, pentru că a fost floarea de paie, nu prea, chiar de mult l-am mai folosit, așa că cu ocazia asta am zis că am să le folosesc. Important este atunci când faceți aranjamente florale și puneți mai multe tipuri de flori în același design, să faceți grupuri. La ce mă refer grupuri? 2, 3, 2, 1, adică să aveți o concentrație de flori pe grupuri în design, da? Dacă se vede, cred că se vede destul de bine, sper să vedeți destul de bine. Chiar am pus background ăsta gri ca să aveți un contrast și să se vadă mult mai bine designul. Aici, de exemplu, celosia, care are o culoare puternică, roșu ăsta puternic, spre portocaliu un picuț, ca să meargă cu celelalte elemente, deci culoarea asta roșie este reprezentată de către două flori de celosia. La fel, helichrysum, la fel, sunt două. Hortensia este destul de mare, deci avem conglomerate de flori, nu doar câte o floare aici, o floare aici, o floare aici, o floare aici. De asta, de exemplu, noi în cadrul cursurilor de foundation vorbim atât despre partea de culoare, vorbim despre partea de proporție, vorbim despre partea de ritm. Exact, ritmul este atunci când ne gândim la grupurile de materiale și cum le plasăm, da? Nu le punem oricum. Există o oarecare logică și această logică o căpătăm în momentul în care știm principiile și elementele designului floral. Bun, mergem mai departe.
La fel, Helichrysum, ăsta frumos, care se potrivește cu, cu trandafirul. Dacă mai aveți întrebări, vă rog foarte mult să le lăsați și colegii mei, sunt atât de drăguț să îmi paseze întrebările voastre. Așa că, cu mare drag, răspund la întrebări. Am început să îmi placă foarte mult interacțiunea asta cu voi, atât de direct și mai ales de oriunde de la voi de acasă. Așa că mă bucur foarte mult. Bun. La fel, partea de proporție. Ce înseamnă această proporție? Probabil că ați mai auzit. Această proporție vine din matematică și este ceea ce ați auzit probabil unii dintre voi, șirul lui Fibonacci. Da, acel 5, 3, 8, adică 1 cu 2 face 3, 2 cu 5, 2 cu 3 fac 5, 3 cu 5 fac 8 și așa mai departe. Sunt secvențe numerice. Noi ceea ce folosim și secvența aceasta lui Fibonacci în design floral și în design, de fapt, nu doar în design floral, pentru că aceste elemente și principii nu sunt doar pentru design floral. Noi le-am aplicat în design floral ca și floriști, dar sunt aplicate în tot ceea ce înseamnă design și vorbim de, ne referim doar la 3, 5 și 8, adică o cantitate mare care reprezintă proporția 8, o cantitate mai mică, o mijlocie, care reprezintă proporția 5 și o cantitate mai mică care reprezintă proporția 3. Japonezii, ca să descrie această idee de proporție, folosesc o comparație foarte frumoasă cu familia. Capul familiei este 8, adică tatăl, după care este mama, care reprezintă proporția 5 și copilul, care este 3. Și atunci vă va fi foarte ușor ca să știți ca și cantitate, se folosește proporția atât în cantitatea florilor, cât și în cantitatea vizuală a culorii. Sunt destul de multe, într-adevăr, destul de multe informații, dar în momentul în care le iei pe rând și le dezbatem pe rând, noi la cursul asta facem, le dezbatem pe rând, veți înțelege foarte bine, de fapt, care este ideea. Bun, să mergem mai departe. Doamne, ce cum sunt la video ăștia. Bun. Așa. Asta mă spun și un an. Știți, aceasta este floare de morcov decorativă, da? Face parte din familia morcovului și a păsânjelului și a mărarului. Am să o pun undeva aici, da? Să vedem dacă persoana din piele se vede. Este cu tijă fierba ceie, da? Știm că am învățat zilele trecute despre tipurile de tije ale florilor. Ei, aceasta este o tijă fierba ceie. Să mă pun aici un helicrisum. Să aveți grijă dacă nu ați mai lucrat cu cuțitul, vă rog tare mult să aveți grijă la cuțit, să nu vă tăiați, mai ales cei începători, multă grijă. Ați văzut zilele trecute acest amarantus, biscuit, în așa fel încât am făcut încât să-i găsesc o culoare și o cromatică a designului, să pot să folosesc și acest amarantus, pe care nu l-am mai folosit, l-am pus și aici, l-am și aici în spate. Am să-l mai adaug aici, să vedem dacă reușesc. Sigur, am să reușim tot ce ne propunem, nu-i așa? Bun. Am să pun acest lucru să undeva mai în spate. Nu avem față spate la designul, da? Deci, designurile noastre trebuie să poată fi privite dintr-o perspectivă 360 de grade. Nu am față spate la design niciodată, pentru că nu se știe unde anume plasăm aranjamentul, ce se întâmplă în jurul aranjamentului, dar designul are perspectivă de 360 de grade. Bun, ce am mai primit de la Jumbo Flowers sunt aceste minunate flori de Stoma, care am să le placez aici.
frumoase, minunate. Ce vreau să spun și vreau să le transmit, I would say hello to all my friends from Netherlands. And now there is a big exhibition in Belgium at Adembiten in Floramol. I love you guys. I send you a big, big hug. I hope I'll see you next year. And I want to say hello to Frau Flower, my friend from Holland as well, and to all my friends from around the world, and the community of flowers around the world is so tight nowadays with Facebook. And hope to see you one day in Romania or in another place around the world. And to my friends, not only in Europe, as well in Malaysia. Alex, I say hello to you. Hi, guys. And say hello and send my big hug to Katie and everybody in that part of Asia. Hope to see you soon, and maybe you come to Europe as well. You never know. I have a funny, really nice experience I had in Malaysia to my friends Katie and Alex Ong. And it was a really, really fun experience. Okay, I will switch to Romanian, to my friends Romanian. Am salutat prietenii mei din străinătate. Și vreau să continui și cu designul. O altă varietate de trandafiri pe care am găsit-o la Cluj, la fel destul de rezistentă, ca și parfum, nu este foarte parfumat, dar văd că se comportă foarte bine. Am primit iarăși o întrebare de la Florin Popescu, care este temperatura optimă în atelier. Ei, ce se întâmplă când nu avem într-adevăr cameră frig? În momentul în care nu avem cameră frig, bineînțeles, ținem florile în atelier, ce să facem? E cât de joasă temperatura, cu atât mai bine, da? Dacă avem un aer condiționat. Mie, sincer, nu-mi place să stau în camere foarte friguroase, iubesc florile, dar de aceea atunci când avem evenimente nu le ținem în aceeași încăpere, sau când le ținem în aceeași încăpere încercăm ca temperatura camerei să fie cât de jos posibil. Folosiți un aer condiționat, dar nu puneți florile direct sub aparatul de aer condiționat, pentru că nu le face bine. Bun. Mai departe termin cu designul meu. Așa. Dacă mai sunt dintre voi care aveți întrebări de design sau de orice altceva, cu mare drag. Pentru cei care ne întâlnim la Cluj în octombrie, la Foundation, nu uitați să vă aduceți cu voi aparatele foto, da? Cei care aveți aparate foto, dacă nu, telefoanele mobile, pentru că v-am pregătit, cum spuneam, cursul de fotografie. Prietenul meu, Ionuț Pechete, v-a pregătit foarte multe surprize și o să-l cunoașteți. E un om extraordinar, e volubil, vorbăreț, mai vorbăreț ca mine, da? Cred că se face concurență așa, între care vorbește mai mult. Plus că mai avem și pe Julie, da? Deci o să fie mega nebunie. O să transmite și câteva live-uri, dar foarte, foarte bine, pentru că fie foarte concentrat, dăm maxim cât putem noi acolo la curs. Așa că sunt aproape gata. Am să mai pun câteva... Mă scuzați că stau așa pe spatele, dar, cum spuneam, designul nu are spate. Așa că am să mai adaug câteva floricele drăguțe de Eustoma. Lisianthus. Aici colorul ăsta e foarte frumos și acum în ton, în perioada asta. Ia să vedem aici o spune. Asta de la Pintelier. Mai scurtuț și mai drăguț. Ce se vadă frumos aici printre... Perfect. Mai am deja un helichisum în partea asta. Și suntem aproape gata. Suntem aproape gata, încă un anii. Vedem.
con la stagna fate vedere, però sempre che ci fa da un di quelle mișcare, è foarte mult creanta de moceș și aș fi vrut să-i mai dau un picuț de mișcare aici. Bun. Mai punem încă un ami în spate și frunza de în momentul în care vă obișnuiți cu cuțitul, să știți că devine ca și foarteca. O să vedeți că în momentul în care lucrați mai des cu cuțitul, atunci o să devină foarte normal să tăiați. Ziceam, grijă mare la cei doi începători. Cu iedera ce facem? Nu o învârtim și o tăiem în felul ăsta, o vreau mai flexibilă și atunci din centimetru în centimetru încep să o mângâi puțin. Așa, mai am scos câteva frunze de pe tijă. De ce? Pentru că vreau să las florile să iasă în evidență și atunci nu vreau să le acopăr cu frunzele de iedră. Da? Deja este mai flexibilă și este exact în poziția în care mi-o doresc. Bun, îi tai frumos tija și o să vedem unde o punem. O pun, bineînțeles, și iedera în apă. A, nu, iedera nu face niciun fel de excepție de la regulă. Restul am să le pun în vas. Să aibă apă, dragile de ele. Bun, aici mai am încă mine, așa să pun un bobucel de trandafir. Bun, perfect, am terminat. Bravo! Bravo, Andreea, bravo colegilor mei pentru că au adus florile acestea minunate. Și ne vedem de la viitoare, da? Dacă mai aveți întrebări, mai primit întrebări, stai, mai am primit întrebări, așa, de la Ileiana, cum face să prelungim viața la Eustoma? Dragii mei, din capul locului să înțelegem că nu lucrăm cu flori de plastic, da? Deci trebuie să înțelegem că oricât de multe tips and tricks-uri am învățat despre flori, ele au o viață limitată. Și haideți să vă spun ce. Aceasta este frumusețea de a lucra cu florile, atât comercială, pentru că clienții noștri vor veni din nou să cumpere flori de la noi, și doi, marchează acele momente speciale în viața noastră. Deci cumva vibrează semnătatea că acum ne bucurăm de momentul ăsta, acum ne bucurăm și de flori, pentru că nu vor rezista nu știu câte săptămâni, nu vor rezista ani, este o piesă de mobilier. Este o experiență a avea un design floral și atunci oricât am încercat, nu vom putea prelungi foarte mult. Da, dacă le condiționăm corespunzător, dacă le menținem corespunzător în medii cu temperatură controlată, gen 2-3 grade, fără raze de soare care să pătrundă pe ele, fără căldură foarte mare, fără cu umiditate ridicată, dacă avem tăierea corectă, dacă avem vasele dezinfectate. Uitați-vă pe live-ul de zilele trecute și o să vedeți că exact despre partea asta am povestit. Eustoma nu are neapărat o procedură anume prin care să putem să o menținem mai mult timp în viață, dar se comportă ca și celelalte flori. Are o tijă ierbacee, da? Este foarte, foarte finuță tija. Îndepărtați frunzele, dar nu toate frunzele, pentru că, cum spuneam, frunzele ajută la hidratarea florii, da? Ridică, de fapt,
prin vasele din interiorul tijei apa de la baza tijei până la floare și atunci, făcând aceeași parte care vi-am dat data trecută, cu siguranță veți avea parte de niște flori și vă veți bucura de florile respective o perioadă mai îndelungată. Dar, repet, florile sunt efemere. Da? Deci nu putem să avem pretenția de la ele, dragile de ele, să reziste cu săptămânile. Nu putem. Am mai primit o întrebare, ia să vedem. Îmi zic colegii că avem întrebarea de la Rosgeta, care ne-a întrebat despre hidratarea hidrangeei. Cum am zis, hidrangea are o... ea este aparte, da? Ce înseamnă cuvântul hidrangea? Vine exact de la problema ei, hidratarea. Și acolo vom face exact un live specific pentru hidrangea, pentru că sunt mai multe elemente care le putem face, sunt mai multe tips and tricks-uri, cum le numiți voi, pe care le putem face în a menține hidratarea și viața mai îndelungată a florii de hidrangea. Deci acolo este un capitol special pentru așa ceva. Pentru celelalte live-uri, vă puteți uita pe pagina noastră de Facebook, pe Floristic Art, și acolo vedeți ce am făcut zilele trecute, ce am făcut săptămâna trecută cu stensilele. Și ne vedem la Cluj cu cei care ne vedem la Foundation in Floral Design. Pregătiți-vă trusa de scule, ustensilele, pregătiți-vă aparatele, pregătiți-vă energia, pentru că vor fi 5 zile pline, de dimineață de la 9 până seara la ora 7-8, în care vom munci, în care veți învăța foarte multe, în care veți vedea foarte multe lucruri, în care vom experimenta, în care ne vom bucura, pentru că după un sezon așa de plin, cum a fost pentru unii dintre voi sezonul nunților de anul acesta, este nevoie și să vă bucurați. Deci, pregătiți-vă cu multă energie, pregătiți-vă cu multă, deschidere spre tot ceea ce aveți de învățat. Nu veniți cu gândul că venim aici și trebuie să le știm pe toate. Nu, dragii mei, veniți ca să le învățați. Așa că pregătiți-vă tolba de energie, tolba de scule, aparatul foto, ca să învățați toate celelalte lucruri, ca să deveniți într-adevăr ceea ce puteți să fiți. Cei designeri floriști pregătiți pentru piața din România, pentru piața internațională. I will say hello to Pim. Pim, I kiss you. I know you are from Mexico. Hello, and we are really enjoying and we are having so much fun here. And I love you guys and see you soon, whatever it will be in this world, because this world of flowers is fantastic and I love it. Bye, vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare.